de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! Dacă te ne din nou la o emisiune, suntem în data de 12 ianuarie, anul de grație 2021, și trebuie să discutăm astăzi un subiect la modă, ca să-i spunem așa, despre biserică și vaccinuri. Și vaccin anticovid, de fapt. Bisericile și vaccinul anticovid. Dacă vreți, eu vă spun să nu plecați foarte repede, pentru că la un moment dat vom avea în partea a doua emisiune și un invitat care vom discuta alte subiecte, anume însuși prefectul de Neamț, George Lază. Sperăm să ajungă în timp util. Dar să ne întoarcem la, ca să spunem așa, problemele noastre, bisericile și vaccinurile. S-a hotărât Patriarhul României și a transmis printr-un anunț oficial, de fapt făcut de Ministerul Sănătății, că biserica va distribui enoriașilor o broșură în care susține vaccinarea. Ministrul Sănătății ne transmite și vreau neapărat să vă citesc: încheiem duminica și această săptămână cu bucurie și cu multă speranță pentru credincioșii ortodoxi și catolici sau catolici din România și de pe întreaga planetă. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, bine, aici nu se referă domnul Patriarhul la catolici, dar să înțelegem, a anunțat că Biserica Ortodoxă va difuza materiale informative despre vaccinarea în eparhii printr-o broșură intitulată Vaccinarea împotriva COVID-19 în România, gratuită, voluntară, sigură. Asta spunea duminică seara Ministrul Sănătății pe contul de Facebook. Așa se face acum comunicarea. Imediat, părintele Necula, Constantin Necula, cunoscutul teolog, a declarat că a crede că vaccinul este o încălcare a unei dogme ține de învelirea anatomiei în ideologie și extrem de periculos. Și dacă privești dintr-o parte și din alta. Credincios înseamnă om cu încredere în Dumnezeu și care îl lasă și pe Dumnezeu să aibă încredere în el. Adică un om lucid, care conștientizează odată în plus că este în mâna lui Dumnezeu, iar în mâna lui Dumnezeu, din când în când, stau și astfel de vaccinuri. Deci lucrurile sunt clare. Biserica Ortodoxă sprijină vaccinul și ne spune că, din când în când, vaccinul este și în mâna lui Dumnezeu. Asta în funcție de păcate, pe zone, pe... După ce aceste lucruri au fost transmise tuturor, însuși marele luptător antivaccin, omul care a bulversat toate televiziunile de știri, poliția, MEAI, un întregul său, Teodosie de la Tomis, mă scuzați, am apăsat un buton greșit când am spus Teodosie de la Tomis, a revenit și a zis: domne, cred că am greșit. Deci, după ce luni de zile au ignorat toate restricțiile privind prevenirea infectării cu SARS-CoV-2, acum îndeamnă la vaccinare. De ce? Zice, domne, zice, între timp am fost mai bine informat. Deci, am fost mai bine informat că sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe pe care nu le aveam de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, domnule. Și dacă n-am fost informat eu, formator de opinie, prenumele meu Teodosie, am informat cum am știut eu, neinformat fiind. Mii, zeci de mii, poate sute de mii de oameni. Da, acum, dacă Patriarhul a zis și eu sunt sub ascultare și cineva care a studiat îndelung m-a convins că am greșit, recunosc greșeala și spun,
vaccinați-vă. Asta este Teodosie. Bun. Despre papa de la Roma nu vă mai spunem mare lucru. El a spus, domne, da, mă vaccinez, asta după ce i-a murit medicul bolnav de SARS-CoV. Deci, el a anunțat că se vaccinează, medicul lui a murit bolnav de SARS-CoV. Deci, e logic. Cel mai interesant mesaj și vine de la unul dintre părinții catolici cei mai interesanți din România, părintele Francis Doboș, care acum câteva zile spunea ce, cam așa. Apropo de că cei care spuneau că n-au nevoie de vaccinare, că au primit aghiazmă. Aghiazma e împotriva dracilor, vaccinul împotriva COVID-ului. Ok, nu le confundați, dar pot fi administrate simultan. Bonus. Luată pe stomacul gol, aghiazma îndepărtează conspirațiile și înmoaie inimile împietrite. Cum nu i-a convins pe mulți, au revenit și au zis, domne, zice, a scris pe Facebook, zice că a avut un vis în care Dumnezeu l-a trimis între oameni ca să le scoată chipurile și chip-chiripurile din implantate în timpul vaccinării. Și a spus cam așa. Dumnezeu mi-a zis, fiule măi, doboșică, au început să mă bată la cap oamenii injectați cu chipuri și 5G-uri, dar fără spațiu de stocare al iubirii, înțelegerii și iertării. Te trimit în mijlocul lor ca să-i vinde, să le scoți din cap chipurile și chiripurile. Apoi m-am trezit. Trimiteți-i, vă rog, la mine. Rog seriozitate, plată în cer. Bănuiesc că o să mă jupaie de viu unii pentru această concurență neloială, a scris părintele Doboș. Foarte interesant, nu? Deci extrem de interesant aceste lor de poziții. Dar toată această revenire, veniți mai aproape că n-am văzut ce mi-ați făcut, că bat lumini în ochii mei și nu-mi dau seama. Deci în 10 minute suntem anunțați că va ajunge domnul prefect în emisiune. Dacă nu, o să-l sunăm și o să-l luăm pe telefon până când ajunge pe scaun. De ce această schimbare foarte rapidă a Bisericii Ortodoxe, la catolici nu știu că nu mă bag, așa, imediat, dintr-o dată, patriarhul care era într-un război aproape direct cu statul, cei care reprezentau statul român înainte de alegeri, chiar și după alegeri, de ce această schimbare extrem de rapidă și totală? O să spuneți că sunt cinic. Dar cred că una din explicații constă în faptul că au trecut marile sărbători ale acestei perioade. A trecut Sfântul Nicolae, a trecut Crăciunul, când se merge cu Crăciunul, știți? A trecut Sfântul Vasile, a trecut Sfântul Ioan, Boboteaza. S-a mers cu Boboteaza pe la credincioși, cu mască, fără mască, dar s-a mers. E, și acum este timpul, într-un fel, al reculegerii, al odihnei și pentru cei care au muncit în această perioadă pentru a acumula bunuri pentru biserică, evident, nu personale. Pentru că se știe că în cer ai cu atât mai multe bogății cu cât ești mai sărac pe pământ. Ei bine, cred că asta este una dintre explicații. A fost nevoie de oameni să meargă la biserică, a fost nevoie să îi primească pe preoți în case. Acum, un calcul simplu și probabil lucid spune că de pe vii, adică cei vaccinați, probabil și sănătoși, ai mai multe beneficii în timp decât despre morți, de pe morți. Chiar dacă anul acesta este un an de comemorare al celor trecuți întru Domnul. Poate fi o explicație cinică, dar cred că una dintre explicații este și aceasta. Altfel, e greu de înțeles cum biserica a trimis pe căi diverse mesaje anti, nu neapărat vaccinare, ci anti
măsuri de protecție. Este greu de înțeles cum în Piatra Neamț, nu vorbesc la țară, nu vorbesc în mănăstiri, un preot a refuzat ca o enoriașă bolnavă, cu o groază de boli, cu vreo 8 operații făcute pentru cancer, cu comorbidități, cum se spune, dar care s-a dus totuși la biserică să folosească propria ei linguriță în acel moment pe care îl cunoașteți cu toții și a spus nu, dacă nu iei din cu lingurița asta, nu vei primi. Deci, asemenea lucruri probabil că au ajuns în timp și la urechile patriarhului, că altfel nu se explică cum ar fi putut domnia sa să-și schimbe această atitudine. Să salutăm ideea asta a bisericii și să vorbim puțin și despre cealaltă latură a bisericii ortodoxe. Este vorba de Biserica Ortodoxă Perit Vechi, care a transmis un mesaj către preoții Perit Vechi, semnat de mitropolitul, cred că Vasile, dacă nu mă înșel, în care ei îndeamnă la boicotarea vaccinării. Deci spune foarte clar, da, este vorba într-adevăr de Biserica Ortodoxă pe stil vechi, conducerea Bisericii Ortodoxe, conducerea Asociației Religioase Biserica Ortodoxă pe stil vechi din România, cu sediu în Mănăstirea Slătioara, Comuna Râșca, prin arhiepiscop și mitropolit Vlasie, declară în mod categoric și definitiv respingerea vaccinului anticovid-19. Din motive religioase, dar și pentru că nu ar fi fost testat științific, spune cetățeanul Vlasie, care este și mitropolit. Ceea ce denotă că încă pe Rit Vechi probabil mai sunt ceva sărbători și că putem aștepta o schimbare de atitudine într-o săptămână, două și în acest caz. Clar este că a ajuns în biserici, de exemplu, un preot de la biserica din Vânător Neamț, Perit Vechi, spune, sunt de acord cu acest îndemn, sigur că da, dacă nu e obligatoriu, de ce să ne vaccinăm? Adică dacă era obligatoriu, era de acord. Lasă să vaccineze alții înainte. Sfatul nostru este ca enoriașii să nu se vaccineze. Dar dacă sunt unii care vor să o facă, eu personal nu sunt de acord cu acest vaccin, dar spune unul din băieții mei care e în armată s-a vaccinat. De ce? Că era obligatoriu. Deși nu este obligatoriu, dar mă rog. Cam asta, cam așa stau lucrurile cu biserica și vaccinurile. Ar mai fi o discuție aici, vacciniști și antivacciniști. Toată lumea discută, domne, unii spun, trebuie vaccinul, trebuie să-l facem și încep. Argumente științifice, vin medici, vin specialiști, vin oameni care se pricep la ARN, mesager, la ADN. Sunt denumiri care pe mulți dintre noi ne depășesc. Și spun, domnule, vaccinul este bun, este o ARN, mesager, este într-o bulă de grăsime minusculă care este implantată și care se dizolvă în organism, etc., etc. Și tot așa. Pe de altă parte, sunt antivacciniști, unii dintre ei, cu argumente logice. Recunosc puțini. Domnule, încă nu este testat așa după toate regulile, eu mai aștept, eu vreau să văd dacă sunt mai multe vaccinuri, 4-5, să pot alege dintre ele, le văd contraindicațiile, etc. Pot să fiu de acord, în mare măsură sunt de acord, dar situația este una de urgență, ca să spunem așa.
Dar cea mai mare parte a antivacciniștilor spun cam cum ne transmitea Mitropolitul Vlasie. Dom'le, zice, eu nu vreau să mă vaccinez pentru că e rău vaccinul ăsta. Nu sunt argumente științifice. Dar de unde știi, matale, că nu sunt argumente științifice? Păi nu, zice, nu sunt, dom'le, că nu-i testat, nu așa. Și zic, da, totuși, uite că sunt unii care spun că e testat, că... Nu, zice, nu, zice, eu trebuie să mai citesc despre el. Marea majoritate a celor care spun că eu trebuie să mai citesc despre el sunt cei care citesc titlurile pe Facebook, care n-au mai citit o carte, hai să nu fim răi, de un an de zile, dar care acum trebuie să mai citească și să înțeleagă ei cum e cu ARN-ul, ADN-ul, cum este cu integrarea în absolut, cum e cu toate lucrurile astea. Cam pe aici suntem cu aceste persoane, cu aceste lucruri și, din păcate, nu există o dezbatere corectă, cu argumente, fără injurii, fără luat la mișto, o dezbatere în care să putem să aflăm, de pe urma căruia să putem să aflăm niște lucruri cu o concluzie comună. Nu. Totul este la nivelul hei rup. N-a fost bun vaccinul până după bobotează. După bobotează a devenit ok, putem să-l facem și punem la îndemână toată aparatura, tot aparatul de propagandă al Bisericii Ortodoxe. Și nu numai. Este interesant să vedem ce va urma după acest lucru și în ce măsură enoriașii vor înțelege schimbarea de poziție a Bisericii și dacă ea este adevărată sau este doar un joc de imagine și o adaptare la ceea ce se întâmplă în aceste zile. Până când ajunge domnul prefect, dacă mai ajunge, vom discuta puțin și despre centrele de vaccinare. Este o întreagă discuție în județ și în neamț, și în țară, cu centrele astea de vaccinare. Guvernul s-a spălat pe mâini și a zis așa, centrele de vaccinare se fac la nivelul localităților și primarii se ocupă de asta. Adică vrei primar, nu vrei, faci centru de vaccinare. Nu că vrei sau nu vrei, ai sau nu ai cu ce, ai sau nu ai unde. Și de aici o întreagă poveste. Bineînțeles că pentru unii primari care dispun de bani în primării, asta poate fi și o mică afacere. Adică poți să aloci 3-4 miliarde pentru a amenaja un asemenea centru, care poate să coste un miliard. Nu? Dacă o fi, nici nu știu ce presupune, nici nu știm ce presupune. O să aflăm de la domnul prefect dacă e adevărat acest lucru. Numai că asta a creat un scandal care se dovedește a fi unul politic și ne arată cât de unită este această coaliție care ne conduce. Domnul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a fost atacat imediat de niște primari liberali, gen domnul Boc, și de aici o întreagă discuție. Uite că ne-a ajuns și invitatul, acum îi punem tot ce trebuie pentru a putea porni emisiunea, cineva să-i deschidă și la valiera. Bună ziua, domnul prefect. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Mă bucur că ați ajuns. Am discutat asta ca să nu vă luăm prin surprindere
despre schimbarea poziției Bisericii Ortodoxe Române față de vaccin. Am salutat această schimbare odată cu finalul sărbătorilor și cu boboteaza și am înțeles că din acest moment vaccinul și măsurile antiprotecție sunt bune. Până acum erau mai bune și mai puțin bune, ceea ce denotă că, iată, biserica după o perioadă de efervescență religioasă și-a dat seama că o puțină pauză este bine și că de pe vii vaccinați se poate câștiga mai bine decât de pe morți. Asta am spus-o noi, nu dumneavoastră. Am mai vorbit de asemenea și despre conflictul vacciniști-antivacciniști și am remarcat faptul că în zona antivacciniștilor există acest curent, domne, eu mă voi vaccina după ce voi citi eu despre acest vaccin. Și am făcut tot noi precizarea că de obicei segmentul ăsta de oameni care spun că vor citi ei sunt aia care citesc doar titlurile pe Facebook. Marea majoritate, nu toți. Deci, încet, încet intrăm într-o normalitate. Acum va juca pe dumneavoastră să ne spuneți în ce normalitate suntem în județul Neamț în privința virusului SARS-CoV-2, a centrelor de vaccinare, etc. Și tot ce mai doriți dumneavoastră să ne spuneți, vă rog. Bună dimineața din noștri telespectatorilor noastre. În mod clar, în societatea română e o polarizare între cei care consideră că rezolvarea acestei pandemii, revenirea la normal, asigurarea sănătății proprii și a sănătății publice înseamnă vaccinare și pe partea cealaltă cei care sunt sceptici vis-a-vis de vaccinare și în tabăra scepticilor cred că e și o categorie, nu știu cât de mare sau de mică, care sunt în mod clar împotriva vaccinului, considerând că sau dând frâul liber unor teorii ale conspirației, că vaccinul produce printre următoarele. Și le discutăm împreună cu dumneavoastră, cu cărțile pe față, dacă se poate spune așa, pentru că nu pot să fiu de acord și e, cum ar spune un coleg de presă al dumneavoastră, de Noaptea Minții, un coleg de la București, cred că, Mircea Badea, Noaptea Minții, nu pot să mergi până într-acolo cât să crezi și să trăiești cu astfel de ocultă, cu astfel de idei ciudate, că vaccinul, fie că vorbim de Pfizer, fie că vorbim de Moderna, fie că vorbim de AstraZeneca sau alte vaccinuri care vor apărea ale unor companii cu reputație mondială de ani și ani de zile în domeniul medical, că în acest vaccin sunt chip sau chipuri, că sunt nanoparticule sau nanoroboți care intră în corpul nostru, care ne modifică ADN-ul, că cineva, o cultă mondială, vrea să omoare oameni, că vor să ne controleze la momentul în care se vor activa rețelele de 5G, de internet. Câte și mai câte astfel de idei ciudate, greșite, n-au ce căuta în mintea, din punctul meu de vedere, a unor oameni normali, a unor oameni educați. Nu poți să crezi, să mergi până într-acolo încât să susții astfel de teorie că statul român, și până la urmă nu doar statul român, începând din Statele Unite ale Americii, Israel, și terminând cu țări din Europa sau din alte continente, că statele doresc să își îmbolnăvească oamenii prin vaccin, să-i controleze pentru un vaccin sau, Doamne ferește, să omoare din populație prin vaccin. Astfel de teorii sunt teorii extrem de greșite, periculoase și care n-ar trebui să fie în mintea oamenilor normali și nici n-ar trebui răspândite în social media sau prin alte subterfugii prin social media în general sau prin presă în rândul altor categorii de cetățeni pentru a le inocula un astfel de concept greșit. Mergând mai departe, într-o logică simplă, pentru a te proteja în fața acestei boli, trebuie să te vaccinezi. Am cunoștințe, prieteni, rude, oameni fără comorbidități, oameni fără probleme deosebite de sănătate, care au ajuns să infecteze cu SARS-CoV-2, au ajuns în forme medii, severe în spital,
unii au supraviețuit, dar cu sechele au rămas, fie la zona de pneumă, adică la plămâni, fie în alte zone neuro. Ale corpului, neuro. Alții, din păcate, n-au reușit. Au pierdut lupta cu virusul. Ca de exemplu, ieri, tatăl prietenului meu, lui Vlad Ciurea, de la Oficiul Protecția Consumatorului, a pierdut lupta. Infectat cu... cu coronavirusul. Infectat, negativat între timp, dar cu afecțiuni incompatibile cu viața, care a rămas după coronavirus, respectiv aproximativ 80% din plămâni n-au mai putut funcționa. Deci vorbim de un virus, de o boală, de un virus pervers, de o boală care n-am mai întâlnit-o noi până acum, care nu face diferență între omul sănătos și omul cu comorbidități, nu face diferență între tânăr și bătrân, acționează pe tot acest platou și de asta consider că singura armă principală a noastră împotriva virusului este vaccinul. Bine, nu și am respectarea ajuns... măsurilor până la vaccin. Și respectarea măsurilor până la vaccin. Dar ca să ieșim ca și societate, dacă vreți, să putem reporni motoarele economiei, să avem drepturile și libertățile dinainte de COVID, să putem călători în străinătate, fie că vorbim de zonă de business, de zonă lucrativă sau de zonă de vacanță, de concedii, ca să putem să revenim la viața anterioară, ca economia să-și revină, Horeca, tot ceea ce înseamnă turism, dacă vreți, să revină la și alte categorii, să revenim la viața anterioară, e nevoie de o imunizare în masă a noastră, a populației. Consider că e sănătate din, pe două paliere. Pe de o parte, sănătate personală, umană, fizică, și o sănătate psihică până la urmă, pentru că nu mai stai cu frica că te îmbolnăvești și, Doamne ferește, ai probleme deosebite. Și în a doua măsură, sănătate economică și a libertăților personale de circulație și de a-ți petrece timpul liber sau, în general, exact ca înainte de izbucnirea sau de debutul pandemiei. Din punctul ăsta de vedere, consider că e oportună vaccinarea. Cele două vaccinuri care România le-a contractat, respectiv vaccinul de la Pfizer, care a început vaccinarea în România de pe 27 decembrie anul trecut, și vaccinul de la Moderna, care urmează să intre în țară, cred că mâine, în loturi mai mici, mai mici la început. Sunt două vaccinuri care dau rată de imunizare de 94-95%. Adică din 100 de vaccinați, la 95 reușește. Teoretic reușește la toată lumea. Rata de imunizare de 94-95%, adică corpul uman se imunizează într-o proporție de 94-95%. Nu e vorba de numărul de oameni. Adică nu e la ghici. Așa. Mai departe, diferențele ar fi, din ce spun specialiștii, vaccinul Pfizer imunizează aproximativ pe o perioadă de un an, vaccinul de la Moderna ar imuniza pe o perioadă puțin mai lungă de un an de zile. Da. Ambele vaccinuri sunt pe aceeași schemă, pe ARN. Ambele vaccinuri au metode inovative de a acționa medical în corpul uman. Eu personal n-am reușit să mă vaccinez pentru că sunt în categoria a doua a funcționarilor publici care probabil de pe 15-17 va debuta etapa a doua de vaccinare. Prima etapă a fost pentru ce înseamnă cadre medicale. În etapa a doua intră tot ce înseamnă funcționari publici, începând de la președintele României, guvern în jos, instituții publice de concentrate, neamț, învățământ, tot ce înseamnă cadre medicale, gimnaziale de la învățători, profesori, da, exact. Poștă? Pe partea cealaltă, transport mărfuri, transport persoane, firme private, sigur. Cei care intră în contact. Da. Și asigură funcționarea statului. Exact. Transportatorii de producători, transportatori, distribuitori de tot ce înseamnă energie electrică, gaze naturale. Deci aceștia când intră? Tot în faza a doua. Tot în faza a doua, sigur, după 15-17 ianuar. Combustibili lichizi și solizi. Adică intrăm și categoria carburanți, hidroelectrică, tot ce ține de partea de producție a energiei electrice, producători, procesatori, distribuitori, carne, produse lactate, tot ceea ce înseamnă hrană, până la urmă, elementele de bază, panificație,
cam culte religioase, începând... Și cu voia dumneavoastră și presa. Și presa, da. Cei care din presă lucrează. Da. Și cei din presă care doresc. Da. Cei care, și care lucrează în domeniile, că să zic, de contact cu oameni. Interacționează cu oameni, au televiziune sau interacționează frecvent cu instituțiile publice ale statului și acolo categoria aceasta de presă care intră vaccinare de pe 15-17. Noi avem propuse la nivelul județului Neamț, astăzi pe schema agreată de Direcția Sănătate Publică Neamț și împreună cu cei de la Inspectoratul Județean de Situații de Urgență, 26 de centre în diverse localități. Am gândit o schemă de împărțire teritorială pentru ca populația din comunele care nu au centru de vaccinare să aibă un acces respectiv facil pe o distanță scurtă, nu foarte lungă, până la unitatea administrativ-teritorială, până în localitatea unde există centru de vaccinare. Rămân în etapa a doua și cele trei centre medicale ca și suport, Spitalul Județean Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman și Spitalul Orșinesc Târgu Neamț. Deci în total pentru faza a doua vom avea în județul Neamț 29 de centre de vaccinare. Da, deci 29 de centre de vaccinare. Spuneți-mi un pic, aceste centre de vaccinare au fost alese pentru că în funcție de locații, că la un moment dat se discuta, domne, și centrele medicale particulare ar putea să facă lucrul ăsta dacă doresc. Noi am primit o listă pe o schemă gândită de București, în sensul cu localitățile care au considerat cei de care coordonează vaccinarea pentru fiecare județ în parte și noi ne-am submit o schemă. Schemă pe care am upgradat-o, am îmbunătățit-o dacă vreți, am evaluat-o din nou și am adăugat câteva localități, pentru că erau localități, dacă vreți, strategic așezate. Vă dau un exemplu, de exemplu, zona de munte, Borca Fărcașa, Poiana Teiului, Grințiești, Ceahlău, erau arondate în primă fază la Pipirig. Ceea ce era destul de greu, mai ales cât de cât, având în vedere și problemele pe drumuri, iarna, etc. Exact, distanțe relativ destul de mari și atunci am venit cu o suplimentare a unui centru în Poiana Teiului, care e la, chiar în mijlocul acestor cinci localități. A rezolvat problema Ceahlău, Borca... Și de unde vii Ceahlău, Grințiești din stânga, Borca Fărcașa în Poiana Teiului și am agreat acolo să facem un centru de vaccinare. De asemenea, s-a făcut un centru de vaccinare zona romane suplimentar la Sagna, pentru că și acolo erau localități din jurul comunității din Sagna, mai ales că podul care trece peste Sireț și ajunge spre Roman este în lucru și se ocolește mult prin Gâdinți. Iar centrul propus ar fi fost comuna Horia. Și atunci am mai venit cu un centru suplimentar la Sagna și cu un centru suplimentar în zona de nord, ca să zic, după Roman, la zona de est, înspre Vaslui, la Oniceni, unde avem și acolo patru comunități, Oniceni, Valea Ursului, care sunt mai izolate și au nevoie. Poenari, Pâncești, care să vină tot respectiv pe zona aceea, să nu ajungă până la Sagna sau până la Roman, având o distanță de 25 de kilometri dus întors. Ceea ce presupune transport, intrarea în contact. Vă dați seama, domnul Vali, că vorbim de persoane peste 65 de ani, pentru, din mediul rural, marea majoritate pensionari, pentru care pentru această categorie, transportul 25 de kilometri dus venit înseamnă înapoi, foarte mult. Da. Înseamnă mult și financiar, și ca timp, și ca posibilități reale. Și atunci am preferat să venim spre cetățean, să avem centrele cât mai disponibile și cât mai facil de ajuns. Suntem într-un concept în care, de exemplu, comuna Ștefan cel Mare, încercăm înlocuirea astăzi să facem centru de vaccinare în Girov, pentru că iarăși e la mijloc între localități, Dragomirești, Ștefan cel Mare, Bârgăoani. Și are mai multe Girov, facilități Girov. Exact. Și exemple pot continua. Ideea pe care am mers e aceea de a crea facilitate pentru cetățenii care vor să vaccineze, de a ajunge cât mai repede și cu eforturi cât mai mici în centrele de vaccinare. Centrele astea de vaccinare, e foarte important de precizat, sunt gândite împreună cu primarii din acele localități. Domnii primari au o responsabilitate foarte mare,
Ieri am avut o întâlnire cu toți primarii din aceste comune și din aceste localități, inclusiv Roman, Piatra Neamț și Târgu Neamț. De la Târgu Neamț, unde am discutat. Au o responsabilitate mare pentru că ei alocă, pe de o parte, în primă fază, resursa bugetară pentru dotarea unui astfel de centru, identifică în cadrul comunității doctorii de familie plus asistente sau alte categorii de doctori, neapărat doctori de familie, doctori care lucrează în spital și care au timp disponibil, vor și sigur vor fi și remunerați. Am înțeles că vor fi remunerați cu 100 de lei pe oră, nu? Da. Doctorii 50 de lei, asistentele care fac... Și 25 de lei e registratorul. Da. Da, iar doctorul coordonator pe fiecare centru va primi, cred că 120-130 de lei pe oră. Ceea ce înseamnă, dacă facem un calcul, înseamnă... La full-time, 8 ore pe zi... O remunerație bună. 800 ori lucrează și sâmbătă și duminică, am înțeles. 800 ori 30... Pune 6 ore pe zi, nu neapărat. 8 înseamnă, poți să însemne 600 de lei pe zi, să nu punem 8 neapărat. 600 ori 7, 4200 de lei... Pe săptămână. Da. Ori 4, deja e o sumă, da. Și rămâne și salariul de bază, adică vorbim de... Nici nu m-am gândit altfel. Adică e o sumă și vor fi bani frumoși, ca să zic așa, pe care sper cadrele medicale să fie tentați prin muncă să și obțină și în același timp să își facă bine treaba. Domnii primari au responsabilitate pentru, din mai multe puncte de vedere. Spuneați la un moment dat și vreau să punctez și eu legat de Biserica Ortodoxă, dar la primari, primarul în primul rând dotează acel spațiu, îl identifică într-o primă fază, îl supune atenție ISU DSP care îl avizează, după care, prin hotărâre de Consiliu Local, îl scoate din, îi schimbă destinația, și îl transformă ca și destinație în centru vaccinare, pe perioadă determinată cât va ține vaccinarea, asigură dotările, apă, curent, tot ce este nevoie, plus pat, birouri, frigider, etc. Identifică, caută soluții pentru doctorul coordonator și împreună cu acesta pentru restul personalului medical și registrator pentru care să funcționeze acel spațiu. Banii pentru dotări urmează să fie HG a Guvernului României, vor fi decontați de guvern, adică domnii primari nu vor rămâne cu bugetul, cu sume din buget cheltuite. Deci înțeleg că se revine asupra acelui ordin care s-a dat. Din toate datele pe care le am la acest moment, înțeleg că se lucrează la un draft de proiect, de ordonanță sau de hotărâre de guvern, prin care banii pe care domnii primari îi vor cheltui să le fie alocați de la bugetul consolidat al statului. Nu, că atunci n-ar fi fost corect, nu numai neapărat că, de exemplu, luăm un primar, ziceți dumneavoastră, Poiana Teiului, da? Da. El face centru pentru 5 comune. Corect. Sau, în mod normal, dacă banii ar fi trebuit să fie alocați doar de primărie, atunci ar fi trebuit un efort comun al tuturor celor 5 primării, dacă banii nu vin de la guvern. Nu, dar în momentul de față nu e nevoie pentru că... Am înțeles, ca practică, dacă cumva nu se întâmpla, părea destul de aiurea. Eu să cheltuiesc tot, să pun totul la dispoziție și să nu beneficieze... Și să beneficieze toți ceilalți, exact. Dar să nu plătească nimic. Exact, adică... Domnii primari mai au o responsabilitate aceea de a informa prin mijloace proprii, prin aparatul primarului, prin Consiliul Local, ei personal, de a informa populația cu existență despre existența și locația acelui centru de vaccinare. Program, ce, când... Program, exact. Și cum sunt oamenii programați. Asta este foarte important. Nu poți să ducă toți buluc. Nu se vor programa marea majoritate. Cred că cea mai facilă va fi prin doctorii de familie. Cam asta e cea mai facilă, pentru că este și platforma pe care se poate intra în online. Doar că parte dintre noi vom putea să intrăm online, să ne programăm în mod cert și clar, care lucrăm cu instrumente electronice, doar că e greu să cred că persoane de 65, 70, 70 și ceva de ani, 80, poate chiar 80, oameni de mediul rural care poate n-au lucrat niciodată cu un calculator, cu un laptop, sigur, nu cred că vor avea un acces pe care să știe să-l folosească. Și atunci programarea se va face telefonic prin doctorii de familie, dar va fi și răgaz, și timp, și disponibilitate pentru toată lumea care vrea să se vaccineze. Adică nu vom fi într-o fază în care să avem un timp redus sau o perioadă redusă de vaccinare încât să rămână cineva nevaccinat. Bun. Acum... Important este să fie dorință de vaccinare. Eu vă spun că săptămâna
trecută și inclusiv ieri, am adunat date de la aproximativ, din județul Neamț vorbesc, de la aproximativ 6.000 de angajați ai firmelor private și instituțiilor publice deconcentrate, care sunt în etapa 2. Mail, telefoane, faxuri, discuții de... s-au muncit câte 12 ore pe zi, efectiv. Și nu glumesc, în instituția prefectului. Și din aproximativ 6.000 și de persoane, cred că avem astăzi un jur de 2.500-2.600 de persoane la care avem răspuns că vor se vaccineze, nu cu nume și prenume. Da, da, e lista trimisă, da. Un formular care se trimite cu numărul. Avem, într-adevăr, un număr mic pe zona sau pe componenta religioasă a persoanelor care vor se vaccineze. Eu mă bucur că mai mari biserici ortodoxe și Biserica Catolică, și de altfel la Biserica Catolică am spus și Papa Francisc a spus că se vaccinează, adică a dat un prim imbol și a arătat... După ce i-a murit medicul personal de a arătat deschidere. Mă bucur că Biserica Ortodoxă la noi a înțeles să fie parte a acestei strategii de comunicare. După vă botează. Acum rămâne la tine fiecăruia dacă vrea sau nu vrea să se vaccineze, că nu e obligatoriu. Eu personal, repet, mă voi vaccina pentru că țin la sănătatea mea și a celor din jurul meu și a părinților și a familiei mele și nu vreau să îi supun unor riscuri. Dar e bine când ai parteneri credibili, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică sunt piloni în societate, repere de moralitate, de influență, dacă vreți, în rândul a foarte multe categorii de oameni și e important ca mesajul să vină, domnule, măcar dacă nu vrei să te vaccinezi, informează-te, citește. Noi, biserica, nu suntem împotrivă, nu spunem să nu te vaccinezi. Știu că există în rândul bisericii o zonă în care, domnule, poate că vaccinul nu e bun, poate că vaccinul să ne vezi efecte adverse, că nu s-au documentat, că n-am citit suficient despre vaccin. Eu întreb în felul următor. Luăm orice alt vaccin, vaccin antigripal, dacă vreți. Îl citesc eu cu dumneavoastră prospectul sau indicațiile care sunt scrise acolo. Eu vă dau cuvântul meu de onoare că cred că în proporție 99,9% nu înțeleg ce scrie. Pentru că sunt termeni uzitați medical, tehnici, cu care nu m-am întâlnit, nu-i cunosc. Și dumneavoastră bănuiesc că la fel și foarte multă populație la fel. Adică că are prospectul acolo care îți dă niște date pe care oricum nu le înțelegi dacă le citești. Și nu cred că stă cineva să citească tot scrisul ăla mic, 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 mic acolo și să-l și înțeleagă perfect. Poate un doctor înțelege, da. Poate un om care a studiat în zona de medicină, da, poate înțelege. Un farmacist înțelege, sunt de acord. Dar restul populației nu înțelegem ce scrie acolo și dacă e bun sau dacă e rău, dacă avem efecte adverse sau nu avem. Important e să avem înțelepciunea de a descifra corect mesajele care vin de la autorități. Și de a fi explicate de către autorități aceste mesaje. Și asta este adevărat. Și autoritățile trebuie să comunice bine. Uitați, însăși Teodosie de la Tomis, unul care, da, care s-a luptat luni de zile. Acum a spus, după ce a trecut Boboteaza, da, a spus, zice, cineva cu foarte multă înțelepciune mi-a explicat că e bun vaccinul. Bun, dar înainte, de ce n-ai întrebat pe cineva cu mai multă înțelepciune? Păi ce, da, da, zice, până atunci nu mi-a explicat nimeni. E, dacă dânsul a fost convins, vă dați seama ce lovitură de imagine a dat cel care l-a convins. Nu știm cine e. Nu știm cine e. Important e că l-a convins. Și am discutat, nu dau nume, cu mulți preoți din județul Neamț, stareți de mănăstiri, preoți protopopi care conduc la rândul lor biserici. Parte dintre ei sunt sceptici, parte dintre ei au o viziune pro-vaccin, alții sunt, zic, domnule, mai așteptăm să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă, dacă sunt sau nu efecte adverse. Sigur, e libertatea fiecăruia. Eu repeteam și reiterez ce am spus la, când am intrat la dumneavoastră în studio. Personal consider că pentru a reveni la o viață normală, socială,
pentru a fi sănătoși, a ne proteja pe cei din jur, familiile și pe cei dragi, pentru a reveni la o viață economică sănătoasă, cum era înainte, pentru a ne desfășura, așa cum știm noi românii, să fim și prieteni unii cu alții, să mergem la zile onomastice, să mergem la o nuntă sau la o cumătrie, să mergem într-o vacanță, să socializăm împreună cum era înainte de pandemie. Pentru toate aceste motive consider că vaccinarea este un obiectiv important al statului român și e bine să ne vaccinăm. Asta este părerea mea. Bun, acum e bine să ne vaccinăm, am înțeles. Cum stăm cu centrele? Că pe hârtie ele sunt. Pe hârtie sunt făcute toate 29. Vor mai fi, repet, mici modificări, probabil în cursul zilei de astăzi. Suntem într-o fază în care unii primari și-au dat tot concursul până acum și au început dotarea acestora și să își achiziționeze ce au nevoie. Sunt Pot o parte... să întreb procentual câți dintre ei am depășit 20%? Cred că undeva la o treime. La o treime. Da. Ceea ce ne arată un lucru. Domnul Vali, eu dacă aș fi primar, și vă spun sincer, consider felul următor. Nu contează, pot să fiu într-o comună mică sau mare din județul Neamț și vorbesc de primării mari. Dom'le, interesul meu ar fi acolo și m-aș duce eu să cer. Dom'le, și eu vreau la mine în comună și mă zbat și mă bat să am centru de vaccinare, pentru că îmi doresc ca cei din comuna mea să-i aduc la 500 de metri, 10 metri, 1 kilometru în comună. Adică le creez o facilitate. Exact, le creez o facilitate și îi aduc aici să-i vaccinez. Și vorbesc cu doctorul meu de familie de acolo, din comună, și cu asistenții de acolo. Și să o rezolv foarte rapid. Și să o rezolv rapid, cu înțelegere, să le explic cu oamenilor ca lumea, să le ofer condiții la mine unde fac centru de vaccinare cele mai bune și asta aș face. Acum sunt tot felul de opinii și rândul primarilor, după discuția de ieri, care a fost o discuție de altfel bună, zic eu, și apreciez și implicarea domnilor și a doamnelor primari care au participat, de la doamnele primari de la Crăcăuani, Dumbrava și Poiana. Poiana. Și am văzut deschidere și am văzut implicare și sper că lucrurile vor funcționa până în sfârșitul acestei săptămâni, încât aceste centre, când le vom evalua final undeva pe data de 15, să le avem în proporție deci, de strasă funcționale. Deci avem speranțe ca, nu pe 15, pe 17, să avem toate aceste centre funcționale. Avem concurență da. În redacție, pe lângă papagali mai vorbesc și alții. Știți? Eu zic avem că papagali da, și mai vorbesc și alții în redacție. Asta este bine, concurența naște progres întotdeauna, domnul Vali. Da, corect, mai ales în emisiuni, în direct. Deci, avem speranța asta? Eu zic că până pe 15-17 apreciez că în proporție de 99% ar trebui ca centrele de vaccinare să fie dotate, să se poată intra în ele, să debutăm cu vaccinarea. Va fi, cred, o mică problemă pe partea, pe componenta umană pentru a găsi, identifica pe fiecare centru, doctor coordonator și doctorii și asistentele medicale. Și registratorii și toți, da? Dar sper să se depășească și această... Pentru registratori să caute baza de date de la alegeri. Da, sau de la primărie, cineva, da. Adică nu e o problemă. Acum să mai spun o chestie. Un centru de vaccinare nu înseamnă doar o singură încăpere. Sunt centre de vaccinare cu mai multe puncte. Un centru de vaccinare poate să aibă între 1 și cred că 4 puncte de vaccinare. Depinde câte localități sunt arondate la respectivul centru de vaccinare. Calculul a fost făcut inițial de București să creăm centre de vaccinare în comunitățile care au peste 1500 de persoane în baza ultimului recensământ, peste 65 de ani. Ăsta a fost calculul. Plus da. MAPN-ul se va vaccina tot ce înseamnă structurile armate, tot ce înseamnă ministrul afacerilor interne. Rămân centre de vaccinare în spitale? Da, am spus, toate deci cele trei rămân și pentru faza 2. Piatra Neamț, Roman, Târgu. E posibil să deschide după aceea într-o altă fază și alte centre de vaccinare? Cine, spitalele? Nu, să se deschidă în județ, de exemplu, da. Cum se întâmplă în Marea Britanie, ați văzut? Da, se poate. Se fac vaccinări inclusiv în corturi, te duci, tragi cu mașina...
Deci, spitalele vor rămâne. În Molcan am avut ieri o discuție la 3 și cu domnul manager nou de la... De-abia semnase omul contractul, domnul Filimon de la Spitalul Județean, cu directorul Spitalului Tribunal. Grea misiune are, îi dorim foarte succes. Foarte grea, Doamne ajută. Îi dorim succes. Și cu doamna director de la Roman, sigur, reticențe, discuții au existat, dar a rămas bătând în cuie că cele trei spitale asigură centrele de vaccinare în continuare pentru faza 2. Omul are încredere. Sunt persoane care au încredere mai mult să meargă la spital, da, decât să meargă într-un centru de vaccinare. Pentru vaccinare, corect. Pentru vaccinare, foarte corectă precizarea dumneavoastră. Sunt persoane, de exemplu, care au diverse alergii la antibiotice, la medicamente și care au reticență, vă spun și sincer. Și care chiar e recomandat să meargă într-un loc unde se poate interveni. Și mai bine să meargă la spital, pentru că acolo, Doamne ferește, în caz de șoc anafilactic sau probleme imediate, există doctori specializați care să intervină și să rezolve problema. În mod normal, pe lângă centrele astea de vaccinare care sunt acum, primim oricând sugestii de la domnii primari care doresc să înființeze centre de vaccinare. Suntem cu ei de acord, îi susținem să-și facă centrele de vaccinare, le dăm hotărâre de comitet județean de situații de urgență și pot să-și facă centre de vaccinare. Un centru de vaccinare rentează la comunitățile teoretic cât de cât mari, de la populație 4-5 mii de persoane identificate în sus, sau cel puțin în plaja asta. Avem și mesaje interesante, că în Germania poliția avertizează poporul să nu se vaccineze. Este o prostie. Nu cred așa ceva. Este o prostie. Și ni se spune că manipulăm. Să vă spun o chestie. În Germania, și vă spun treaba asta că o știu de la un prieten care... Eu o știu din presă. Eu vă spun sincer, știu de la un domn doctor de la noi din Neamț. Fratele lui este doctor în Germania. Acolo vaccinarea a început prima dată cu poliția și cu cadrele medicale în Germania. Cadrele medicale intrând într-o etapă, să zic, 2 la ei considerată în Germania, dar prima dată au început cu structurile, cum ar veni la noi, corespondentul Ministerului Afacerilor Interne, cu structurile de poliție. În Germania vaccinarea, deci nu există așa ceva. E fake news. Da, domnul prefect... Asta e din categoria, am deschis axialul și aca că nu-i deschis, că e închis. Intrăm în politică? Intrăm în politică? Nu. Deci axialul a fost deschis, a fost inaugurat, dar n-a fost preluat. Corect. Și ceea ce înseamnă că, de fapt, trăim în România și în județul Neamț. Și asta ne ocupă aproape tot timpul. Uh-huh. Asta aproape tot timpul, pentru că e un județ interesant. Bă, nu, că mă gândesc că nu poți să inaugurești ceva ce nu-i gata, cu preoți, cu tot alaia acolo, cu mini-jupiste, cum spunea Curiță Dumnezeu să-l ierte, cu baloane, cu focuri de artificii pe acolo și drumul ăsta să nu fie recepționat și să fie închis, că nu faci dezăpezire și nu vrei să-l preiei. Păi nu, ideea drumului ăla este să facă legătura cu Dureu. E o minciune electorală, a fost. La un moment, a fost. Eu nu știu, acum cu minciunile astea electorale deja nici nu mai știu cum vin, de unde vin, când vin și până la ce nivel. Știi? La toate nivelurile la noi, Neamț. La toate nivelurile. Sigur că da. Domnul prefect, dacă aveți ceva în afară de SARS-CoV care să ne anunțați și să ne intereseze pe toți. De un an de zile, povestea cu SARS-CoV ne ocupă ca și gestionare lucrativă la noi, la prefectură. Și trăim cu pandemia și asta ne ocupă tot timpul, cum da, spunea pandemia cineva, că tot citați clasici în viață. Da, pandemia ne-a ocupat de începând de februarie, din debutul februarie și până în prezent. Cred că 86% din tot ceea ce a însemnat timp acordat și investit în muncă. Mai departe, aspecte de interes. Astăzi, de fapt mâine, astăzi voi merge la Prahova, mâine din nou procesul. Celebru proces cu cheile Bicazului. Bicaz chei. Noi l-am câștigat definitiv și revocabil la instanța superioară. Eu nu o să înțeleg niciodată. Dacă ceva se câștigă definitiv și apare și cuvântul irevocabil, corect, de ce mai avem încă un proces? Bine, n-am făcut dreptul, nu știu cum e. Municipiul Gheorghe, județul Harghita, au făcut o acțiune în anulare, o contestație în anulare. E o formă superioară de atac, dacă vreți, e o cale extraordinară. Deci e o cale extraordinară la hotărâre irevocabilă. Așa sunt structurate, așa e structurat, dacă vreți, manualul dreptul, de drept în dreptul România. În România.
și care extraordinară de atac au invocat domniile lor, recurenții în dosar, niște motive care, din punctul nostru de vedere, juridic vorbind, nu stau în picioare, dar odată pățit județul Neamț, consider că e bine să merge acolo, pentru că și la primul proces, teoretic, la tribunal la Prahova, logica lucrurilor, dacă mă întrebați pe mine cineva ca avocat, spuneam, domnule, probabilitatea ca noi să pierdem era foarte mică. Da? Lipsa de prezență, nu mai erau toate lucrurile, dar lipsa de prezență, lipsa de apărare calificată, lipsa de interes de la momentul respectiv de la tribunalul Prahova. Și de informații privind completul de judecată. Exact. Toată lipsa asta și mai sunt și alte căi de a susține un proces corect care e în interesul județului Neamț. Nu e doar partea juridică, sunt foarte multe componente, dar trebuie să le accesezi. Ai dreptul ca prefect, doar trebuie să ai și bunăvoință. Și atunci am pierdut. Am câștigat acum în apel, dar am fost termen de termen împreună cu Simi Stăncel de la OCP, împreună cu primarul de la Bicaschei, cu domnul Oniga, un adevărat luptător. Și am menționat de fiecare dată și o menționez și acum, pentru că îți dă un imbold omul ăla, mă refer la domnul primar, de a fi bun român, de a fi bun patriot și de a-ți apăra cu fermitate, cu tărie și cu bună credință în suflet drepturile legitime. Săracul a fost singur o mare perioadă de timp. Da. Și trebuia omul și să mâine avem termen din nou. La... Și cu mesagerul de Neamț, care la vremea aceea a publicat toate documentele. Știu. Care arătau cum e cu granița, cum, de unde. Și în rest... Da. Mâine avem termen, cred că e termen final, e al doilea termen, dar la acțiunile în contestațiile în anulare sunt două, maxim trei termeni, se discută doar pe probele invocate. Nu pe, pe fondul... Pe noțiunile invocate, nu pe fond și se dă o soluție. Eu sper ca soluția să fie una favorabilă din punct de vedere juridic județului Neamț, pentru că așa este și corect. Am pregătit întâmpinări, am pregătit note de concluzii. Mergem mâine împreună și cu domnul primar, probabil și cu domnul Stăncel, la proces. Ne apărăm interesul, sper să fie de bun augur. Eu vă doresc și ne doresc baftă în acest Doamne ajută, proces. Doamne ajută, mulțumim frumos. Dau o întrebare. După această cale extraordinară mai există vreuna ca să știu cât își dă cu stângul în dreptul românesc? Teoretic nu. Cred că poate să mai găsească o... Nu vreau să le dau idei unul sau altora, dar pe parcurs pot să mai cauți ceva acolo. Am înțeles, să deschizi, da. Mi se pare că să mai face o altă formă, dar o dată pierdută și contestația în anulare, mi-e imposibil să cred că cineva poate să meargă cu mintea până într-acolo încât ai pierdut definitiv irevocabil. Când se va reorganiza administrativ în România, vor... Domnul Vale, ca să reorganizăm administrativ România, trebuie să fie în primul rând o voință care să plece de sus în jos, o minte luminată, acolo e Klaus Iohannis, președintele României, care să genereze o structură administrativă-politică, dacă vreți, mă refer la Parlament-Guvern, pentru că trebuie și o majoritate pentru a schimba Constituția României, trebuie schimbată și Constituția și trebuie, cred că 66-67% pentru a schimba Constituția și trebuie să degaji cu înțelepciune o gândire și o forță care să înțeleagă principiul de a moderniza România printr-o reformă administrativ-teritorială. Avem nevoie, România are nevoie de o astfel de reformă. Consider că președintele României este factorul principal în jurul căruia trebuie să legăm o astfel de filozofie de reformă administrativ-teritorială și asta trebuie făcută pe principiul dezvoltării și nu pe principiul care îl vroia la un moment dat Liviu Dragnea al baronizării. Acum, știți cum e? Eu vă spun că am fost prefect de multe ori aia, se confundă dezvoltarea cu baronizarea. În perioada 2012-2014, când Victor Ponta, Liviu Dragnea, atunci vreau să facă reforma administrativ-teritorială și începuseră să meargă prin țară, prin județe, să explice Consiliilor Județene, prefecților, etc., ceea ce înseamnă gândirea, era bună până într-un moment, pentru că aveam cicluri economice, vedeam cum se dezvoltă poli, cum migrează forța de muncă, cum se întoarce. Era extraordinar pe hârtie, desene foarte frumoase, PowerPoint-uri mari, dar lucrurile se legau. Cei dăm lui Mazăre la momentul ăla și eram în sălile de discuții. Cei dăm lui Mazăre, să nu-l supărăm pe Nicușor Constantinescu. Îi dăm și portul ca să cum facem cu Nechita de la Iași să fie mulțumit că se ceartă cu Buzatu, cum facem la Bacău să fie la mulțumit, cum facem prin, nu știu, vestul țării sau în Oltenia
sau un Tellerman ca să fie X mulțumit, să nu fie supărat. Deci logica atunci se gândea la oameni și la baroni. Logica de acum, din punctul meu de vedere, e o logică care se meargă principiul dezvoltării, atragerea fondurilor europene, dezvoltarea regimurilor de interes. Și asta e o logică corectă și o să vedem cum se vor așeza lucrurile. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Drum bun la Ploiești, nu? Ploiești, da. Baftă încă o dată. Eu vreau să închei cu postarea părintelui catolic Francis Doboș, care zilele trecute a scris pe contul său de Facebook, apropo de aghiazmă și vaccin. Aghiazma e împotriva dracilor, vaccinul împotriva COVID-ului. Ok, nu le confundați, pot fi administrate simultan. Bonus, luată pe stomacul gol, aghiazma îndepărtează conspirațiile și înmoaie inimile împietrite. Ne oprim aici, oameni buni. O emisiune mai anapoda a fost asta, dar asta e. Cele bune, la revedere! Mulțumesc!